Bună seara și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean live. Suntem alături de domnul Bogdan Nica, propunerea PNL pentru Camera Deputaților. Bine ați venit, domnule Nica. Bună seara dumneavoastră și bună seara celor ce ne urmăresc. Este o emisiune de dezbatere electorală, așa că intrăm direct în subiect. Domnule Nica, am văzut și o să și difuzăm imagini furnizate inclusiv de noastră pe rețelele de socializare cu diverse întâlniri pe care le-ați avut, singur sau alături de alți membri ai echipei, inclusiv cu președintele organizației PNL Prahova Mircea Roșca, în diverse zone din județ, în special în Ploiești. Și vreau să vă întreb, cum sunt priviți acum politicienii? În cazul dumneavoastră, mă rog, să spunem că sunteți cunoscut opiniei publice, datorită background-ului. Dar care este reacția naturală a oamenilor atunci când încercați să vorbiți cu ei și să-i convingeți nu neapărat să vă voteze pe dumneavoastră, măcar să meargă la vot? Știți ce se întâmplă? Eu nu vreau să fiu nici pesimist, nici optimist, dar sunt nevoit să fiu pesimist. Pentru nu în ceea ce mă privește, ci în ceea ce privește apetitul ploieștenilor față de politicieni, față de campaniile electorale și față de candidați. Până eu am, să spunem, un avantaj, pentru că fiind medic am tratat mulți oameni în decursul timpului când profesam sau am relaționat cu alții care au venit cu diverse probleme la spital. Plus că a fost și o campanie de locale în care tot așa am mers foarte mult pe stradă și în cartiere și am fost și prezent în media și atunci să spunem că oamenii mă cunosc. Dar oamenii în general când văd o echipă de campanie cu capul în pământ, foarte supărați, foarte trist sau cel puțin așa, par în Ploiești, ceea ce n-am văzut în alte localități. Și în momentul în care li se spune că suntem de la PNL sau că sunt eu și doctorul Nic, atunci unii ridică capul și zâmbesc. Ha, știu că vă știu, v-am văzut și pleacă mai de asta, să vă spun și eu două vorbe, vă deranjăm. Încercăm să fim cât se poate de politicoși, fără să fim agresivi, să stârnim. Oamenii poate au treabă. Și foarte mulți care se opresc și ne intrăm în discuții cu ei, sunt supărați de probleme locale, de probleme care țin de primărie, de probleme care țin de consiliul local și pe care le spunem cu toată sinceritatea că numai într-o anumită măsură un parlamentar poate să intervină, forțând expunerea publică a unor probleme, insistând pentru anumite proiecte sau susținând anumite proiecte. Și asta am și spus. Într-o postare de-a mea de sâmbătă am spus că orice atitudine pozitivă pentru ploieșteni, orice proiect care să ducă la bine în orașul Ploiești sau în județul Prahova, va fi susținut de consilierii noștri, de echipa de parlamentari și mai departe. Oamenii nu cred. Oamenii nu mai cred nimic. Și atunci există acest risc să ne ducem toți către niște oameni, către niște saltimbanci politici și slavă Domnului, rețele de socializare pline de vedete, de oameni care își pun, sau domni sau doamne, care țipă, urlă, fac tot felul de filmări. Am încercat campania asta să nu atac pe nimeni, să mă promovez pe mine, să promovez echipa care mă susține, la fel ceilalți colegi. Deci noi n-am dus niște atacuri cum duc alte partide. Și mă uitam la un partid de buzunar sau de buzunar mic de ceas. Deci sunt buzunare și buzunare. Și un candidat neeligibil acelui partid în fața unității de prime urgențe nouă, construită de Consiliul Județean, cu modesta mea contribuție, spunea că nu s-a făcut nimic la Spitalul Județean. Și spunea că e Spitalul Morții. Pentru numele lui Dumnezeu, așa de ridicol am ajuns? Da? Orice pentru voturi. Dar, pe de altă parte... Poate cineva care a fost de 10 ani, crede că l-ai un hambar sau o hală. Dom'le, unitate de urgență, am filmat-o, am dat-o peste tot. Lumea e mulțumită. A, e nemulțumită de timpul de așteptare. Urmează etapa a doua. Să avem și doctori, numai dotări. Și pentru asta candidez, lumea nu înțelege. Discutând, cei care au răbdare să mă asculte, înțeleg. Eu nu mai pot să fac nimic ca manager. Consiliul Județean, poate să vină oricine. Nu vreau să critic nici actualul președinte, nici pe fostul, nici pe cel dinainte. No. Nu au pârghii decât să sune și să dea telefoane degeaba. E o lege care trebuie modificată. Trebuie o judicioasă împărțire a medicilor specialiști în țară. Nu aglomerați în 6 centre universitare și în rest Dumnezeu cu mila și cu ambulanța de la Târgoviște la Ploiești. Chestia asta eu nu pot rezolva. Pot să mă dau peste cap ca Pipăruș Petru de 100 de ori. Și atunci lumea trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Ai niște limite ca manager, ai niște limite ca autoritate locală. Și guvernul și parlamentul sunt cei care trebuie să schimbe niște lucruri care merg prost. Eu mă refer la un domeniu simplu, al meu. Dar probabil, sau cu certitudine, și în alte domenii e același lucru.
Da, revenind puțin la atitudinea oamenilor, totuși vorbim de 30 și ceva de ani în care oamenii s-au simțit mințiți, s-au simțit folosiți, oameni cărora niște oameni, unii parașutați de la București pe listele diverselor partide în Prahova și care au uitat efectiv că sunt reprezentanții ai legislativului în Prahova și au dispărut pur și simplu în asta alte județe. În Prahova și în alte județe a fost absolut. Afară. Noi ne-am străduit și cred că am reușit să avem o listă coerentă. Avem un om foarte notoriu și cu o imagine bună, domnul Predoiu la Senat, doamna Papu, care din Câmpina și care a mai fost deputată Prahova și a mai venit în Prahova, a fost și la emisiunea noastră, face campanie, deci, și știm foarte bine că Predoiu are niște rezultate. Da. La fel, doamna Papuc, un om de afaceri din Câmpina, foarte cunoscută, subsemnatul, Mircea Roșca, care e președinte și are niște inițiative și a avut niște inițiative foarte bune. Dar, vedeți, nu ne ascultă și într-un fel înțeleg. Și atunci încerc să caut alte modalități. Pentru că, mai o chestie, rețelele astea de socializare au dus și la scurtarea timpului în care un alegător să uită la noi. Pentru că există acel gest firesc în a da cu scrola, de a da cu degetul. Ei, când și era dacă... pe calculator, cu mouse-ul era mai complicat, da. Mai te uitai. Te uiți că majoritatea emisiunilor electorale trebuie să le fragmentezi în momentele esențiale, minutele alea de aur. Lumea nu se uită. Și e și invazie. Iertați-mă, sunt oameni care au ferme de ce vreți dumneavoastră. Nu e recunoscută treaba, nu or fi troli, dar or fi ferme de servere. Nu știu cum se numesc. Da. Sunt niște algoritmi. Eu, de exemplu, dacă mă uit la un alt politician, să spunem, care are o susținere de genul ăsta, nici nu mai poți te ții după el. Are sute de mii. Dacă îi cauți, sunt din Filipine, da. Din China. Deci, ideea este să apar cu orice preț. Și atunci oamenii ăștia parazitează spațiul mediatic. Și lumea s-a săturat. Și s-a mai săturat de ceva? De minciuni. Și atunci cei care nu mințim și care spunem adevărul, suntem priviți oarecum... A venit și ăsta să spună două vorbe. Stai numai că eu nu ăla care a promis marea cu sarea. Da, să știți că un prezidențiabil, să-i spunem așa, a stat în cap, la propriu, într-o încercare din asta de a atrage atenția asupra și lui. Că mai nu știu, dumneavoastră nu cântați la mandolină, nu cântați la pian. Dacă eram bun la cântat, mă făceam cântăreț. Dacă eram bun la gimnastică, eram antrenor. Stăteam în cap, stăteau și alții ca să ne vină sângele în cap, să ne revenim. E vorba de domnul Orban, n-am nicio problemă cu dânsul, am fost colegi de partida. Nu vreau să comentez, dar sunt și alții care fac lucruri la fel de treabă. Bodniță, doamna Șoșoacă, haideți să fim serioși. Da. Și atunci, sunt niște oameni decenți totuși în campania asta, care n-au spus tâmpenii și n-au făcut tâmpenii. Mai nu, Marcel Ciolacu a jignit o diasporă întreagă. E un val de hate. Deci, practic, nu discutăm ce pot face niște oameni. Mulți, 14, trebuie să fie 3-4. În America s-au înfruntat 2. La noi 14, suntem buni. Ei, și campaniile de prezidențiale sufocă campaniile de parlamentare. Exact, pentru că duminică oamenii vor merge să-și aleagă primii doi, să spunem, din turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Abia pe 1 decembrie, iarăși pusă cu de Ziua Națională a României, alegerile parlamentare. Totuși, lucrurile astea n-au fost într-un fel premeditate, astfel încât, iată, cum spuneați dumneavoastră, alegerile parlamentare să treacă pe planul secund, faptul că în funcție de alegerile de la primul tur, foarte mulți vor merge să voteze, să spunem, ca o consecință a rezultatelor în primul tur la prezidențiale, la parlamentare. Asta poate să fie o teorie sau o realitate. Eu îl ascultam un profesor de la SNSPA, domnul Pârvulescu, care spune, există această gândire, că domnule, dacă intră doi candidați în finală, partidele celor doi candidați vor fi favorizate la parlamentare. Știu eu. Intră Ciucanturul 2? După sondajele care le-am făcut noi și nu după cele făcute din Pix de contracandidați. Asta cu sondajele făcute de alții. Eu, dacă mai aud un singur sondaj... Deci nu mai pot. Eu mi-aduc aminte că Volosevic avea 40% cu două săptămâni înainte de alegerile locale pentru primăria Ploiești și a ieșit pe locul al treilea. Da, așa că să nu mai discutăm. Iar pe Polițanu foarte puțin l-au văzut cu șanse pe locul 3, dar păi cu 24 cât a avut la sută. În fine. Deci dumneavoastră sunteți sigur că Ciucă prinde turul al doilea? Noi asta credem. Bun. Și asta simțim în localitățile unde avem primari și nu numai. Pentru că, hai să vă spun ceva, vă rog. O să ziceți că fac eu acum un laudațiu, că e președintele meu de partid. Nu, dar eu, hai să analizăm obiectiv niște lucruri. Ciucă nici n-a cântat, nici n-a dansat, nici n-a stat în cap, dar la Ploiești
în prezența 1500 de simpatizanți. Hai să nu ne ascundem după Cireș. Nu erau niște oameni luați de pe stradă. Evenimentul erau... partidului de vinerea trecută. A fost un eveniment organizat de PNL Prahova, unde au fost membrii și simpatizanți. Adică da, oameni care votează sau care pot transmite mesajul președintelui și candidatului la președinție către alți oameni. Un eveniment organizat de noi, unde într-un interval de 30-40 de minute, dânsul a vorbit și de programul politic al PNL. Și de altfel și flyerul care îl distribuie. Deci nu vorbește, nu-l atacă pe X sau pe Y în discursul domniei sale. Dânsul a vorbit de programul politic, care are câțiva pilieri simpli. Măcar, poate mă ascultă cineva. Dom'le, unu, menținerea cotei unice, că nu vorbește de niciucă de chestia asta. Doi, să avem grijă de cei cu probleme. A vorbit de cei săraci, de cei cu probleme de sănătate, de cei cu dizabilități. Un președinte poate susține astfel de programe. A mai vorbit cineva? Nu. Și la fel, a vorbit de politica externă, care nu ne interesează foarte mult, dar din cauza ei trăim mai bine sau mai prost, dar nu înțelegem lucrul ăsta. Dacă nu eram astăzi Uniunea Europeană și eram, știu eu, undeva între CSI și Balcani, Balcanii neeuropeni, cred că, dacă nu am aminte, anii 90, da? Cam acolo am fi rămas. Aveam niște inflații galopante, da, cum să... Nu, să știți că nu am greșit. Cineva, unul din candidați, a vrut de inflații. Iar altul n-a știut să spună la Antena 3 ce e aia inflație. Da. Da? Și atunci, atât de bine pregătiți sunt. Meditațiile, da, încă, meditațiile dau rezultate după multă vreme. Da? Da. La fel, s-a încercat lipirea domnului Ciucă de Klaus Iohannis. A spus-o de 100 de ori. Domnule, nu-i dau nicio casă. Nu sunt prim-ministru, nu pot să-i o dau. E o casă care s-a renovat pentru uzul REAPPS. C-o fi președinte, c-o fi ambasadă, c-o fi viitorul... Premierul decide. Deocamdată Ciucă stă în casa lui și Marcel Ciolacu nu stă în casa lui, stă în casa REAPPS, renovată cu 6 milioane. Spune cineva treaba asta? Da. Deocamdată cei care pleacă afară sunt cei calificați. Nu-ți bați joc de milioane de români să le spui că-s nepregătiți și că de-au plecat. Păi dacă-s nepregătit în România, mă duc în vest? N-are nici logică, dar mă rog, e logica domniei sale. Chestie care a tras un val de hit. De Nicolae Ciucă s-au luat că a făcut o glumă mai nefericită la o emisiune, că nu știu ce a zis cu apa, tot așa o expresie, ni se poate întâmpla. Pe dumneavoastră v-a convins omul Ciucă că ați interacționat. Eu sunt l-am văzut în vizită inclusiv la Spitalul Județean, da, de Urgență din Brăila, și păi, l-ați însoțit în vizita aia în calitate de manager. Normal, lumea nu înțelege ce căuta domnule Ciucă la spital. E foarte simplu. Niște proiecte europene n-ar fi fost finanțate dacă nu era Ciucă prim-ministru. Pentru că el a reușit cea mai mare absorpție de fonduri europene și astea sunt cifre, nu-s povești. Să-l întrebăm pe domnul Ciolacu ce absorpție are acum. Că nu prea are. Tot așteptăm cererea 3 de plată, s-a întors, nu s-a întors, domnul Căciu la stânga, eu la dreapta, mai vine și domnul ăla de la Buzău, foarte agresiv, foarte cult, ne spune niște prostii, mai face o glumă Mișu Tudose, bă băieți, dar unde-s banii? Aluciu că i-am văzut, i-am simțit, s-au plătit furnizorii, s-a terminat spitalul. Dânsul era premier, da? Cu diversi miniștri ai sănătății, inclusiv Rafila, nu zic nimic de el. Dar atenție, da, astea, domnule, hai să vezi ce am făcut cu banii pe care dumneavoastră i-ați deblocat. Că dacă nu aveam un guvern care se ocupe de treaba asta și aveam un guvern care să tot apară la poză, nu se întâmpla nimic. Ne amânau cu plățile sau nu se plăteau, rămâneau furnizorii să opreau lucrările, cum s-au oprit în alte părți. Credeți într-un blat PSD Aur Ciolacu Simion? Se tot vorbește de această, să spunem, această strategie ca Ciolacu să intre în turul al doilea cu Simion, chiar cu voturi. Vedeam pe fostul lider PSD Dragnea spunând că, domne, ce a făcut PDL-ul cu Elena Băsescu, da, poate face și PSD-ul acum cu aurul lui Simion. Credeți în varianta asta? Eu vă spun un lucru foarte simplu. Deci cel mai tare avocat al domnului Simion în spațiu public e Marcel Ciolacu. Eu asta observ. Domnule, nu e spion, e patriot. N-am spus-o eu. Băi, contracandidatul tău, poate în turul 2 îți dă o zmetie și te întorci. Măi, Sorine, mai așa, puneți-mă la Cotroceni să scăpați de mine. Poate scapă altfel de tine. Deci e un risc foarte mare, dar planul există. Pentru că altfel, eu mă uit că domnul Simion este cel mai protejat din partea PSD dintre candidați. Adică, de la domnul Romașcan, mai să aminte numele, poate o să și uit după emisiune. În toate emisiunile alea de endorsement care le face Antena 3, absolut toți, Joana nu mai zic, l-au tăvălit săracul și ce n-a făcut Joana, Lasconi, Șoșoacă, Șoșoacă eliminată, încă o dată. Eu sunt
cât se poate de serios când spun că nici nu vreau să aud de un partid ca SOS sau de doamna Șoșoacă. Nu vreau să aud. Da. Nu jignesc, e femeie, dar nu vreau să aud. Nu sunt de acord cu nimic din ceea ce dânsii promovează. Și cu stilul lor de aproape. Dar să nu uităm, cine a pornit stilul ăsta? Cu piedici în parlament și cu filmări cu telefonul USR-ul. Și acum să vaită că alții l-au copiat modelul într-un mod mult mai puternic. Ei, dar, pe de altă parte, este un cetățean român care nu are un dosar penal deschis până acum, cu toate că avem niște afirmații de evrei și de alte... No. Da, nu i-a deschis niciun procuror. Deci, din punct de vedere legal, domnia s-a putea să candideze. Eliminarea sa din cursă, în mod clar, favorizează un singur candidat. Pe domnul Simion. Pe domnul Simion. Tăvălirea domnului Terheș, de altfel mult mai rezonabil decât alții de la partidele suveraniste, are și asta un sens, că mă uit că site-uri favorabile PSD-ului. La fel, mai nou a început un atac la domnul Călin Georgescu, alt suveranist, care totuși vorbește și ala, spune, are și el dreptul să spună ceva. Că nu sunt de acord eu sau dumneavoastră, e dreptul lui. Poporul trebuie să aleagă. Păi cum să alegi dacă tu schimbi regulile în timpul jocului? Dacă tu o omori pe Șoșoacă, îi tăvălești pe ilalți, îl susții pe Simion, care e patriot. Nu știu, o fi, nu o fi patriot, dar să ne rămânim noi singuri, nu trebuie să spună Ciolacu. Dar cum vi se pare ipostaza asta ca în cazul în care Simion iese președinte să aibă interdicție în a intra în Republica Moldova? Adică nu e cel puțin ciudat ca un președinte de stat ales prin votul poporului să aibă interdicție de a merge fix în Republica Moldova? Dacă aș fi jurnalist și aș avea privilegiu să-i pun o întrebare în aula aia mare a Parlamentului, unul, nu știu, de la Meteo, de la Antena 3, cel mai mic. Dacă aș fi un jurnalist și l-aș întreba ceva pe domnul Ciolacu, l-aș întreba așa. Domnul Ciolacu, în februarie, dumneavoastră ne-ați spus poporului român, că nu știați, că spuneați că nu candidați atunci, că domnul Simion niște probleme, că a primit el de la primul ministru al Moldovei niște informații, că s-ar fi întâlnit cu GRU, KGB, FSB, nu știu, că nu cunosc serviciile rusești. Ei, asta a spus-o Ciolacu, cu gurița lui. Acum ai patriot? Că erau, încă o dată suntem fraieri. Ai o scrisoare politicoasă scrisă de un atașat către premier, o chestie publică. Informațiile din spate trebuiau desecretizate. N-am văzut. Aia n-avea niciun ESPA, aia, SSID, că mai știm și noi. Da. Deci, blatul este clar pentru că probabil, în mintea domnilor lor, trebuie reeditat 2000. Și asta spun mulți analiști. Dom'le, vedeți că 2000... Iliescu Vadim Tudor. Exact. Și probabil domnului Simion îi se promite ceva, sau poate nu îi se promite nimic, poate îl păcălesc, poate îl trag pe sfoară. În cazul în care, să spunem, PNL și PSD vor avea cele mai mari voturi, așa cum s-a întâmplat la europarlamentare, la locale, mai vedeți posibil o alianță de guvernare între cele două partide, având în vedere acuzațiile grave de o parte și de alta a acestor spune, de o parte sunt acuzații, dar noi nu prea am acuzat, noi am cam spus ce au zis ei. Deci noi ne-am folosit de marfa clientului. Adică ce a spus Ciolacu sau ce a spus eu, alt lider al PSD. Mi-e greu să vă spun, să fac vă spun ce dorim. Și dorim cu tot din adinsul ca următorul guvern să fie un guvern de dreapta, cu președinte Nicolae Ciucă și cu premier de dreapta. Poate fi Bolojan? Evident că poate fi Bolojan, că tot îl pun la butonieră și USR-ul și chiar și PSD-ul. Dar astea sunt fitile de campanie. Ilie e un om foarte serios care a performat în zona lui și în zona președinților de consilii și este un lider respectat. Dar nici nu l-a întrebat nimeni dacă vrea sau nu vrea. Noi o să-l întrebăm, vă dați seama. Problema este alta. Va trebui ca voturile partidelor democratice să se adune și să facă un 51% după redistribuire. Altfel, să vă pot face orice alte socoteli. Dacă vă ziceți aminte, Băsescu a folosit soluția imorală, adică a trecut pe CEU de la stânga la dreapta, da? Da. Și a putut să facă o majoritate, că nu-i ajungea. PNL cu PD nu se ajungeau. La fel, la un moment dat, dacă ne ducem aminte, un EPR-ul a apărut așa, din neant, și a făcut iar majoritatea lui Băsescu. Și eu aud că pe listele Partidului Aur există mulți PSD-și, de fapt. Camuflați. Camuflați, bine capcanați, ca în momentul în care are nevoie domnul Ciolacu sau cine fi de o majoritate, aia să nu se mai regăsească în aur, să înființeze nu știu ce grup. Să descopere că erau social-democrați din tată în fiu, să-și pună trandafirii la butonieră și... Deci se pot face astfel de jocuri. Eu însă aș vrea altceva. Aș vrea ca maturitatea să...
fie prezentă și la alte partii. L-auzeam pe domnul Joane, de exemplu, că singurul care le poate aduna voturi și de la stânga și de la dreapta e domnia sa. Nu cred că e adevărat. Nu i-am făcut o stratificare a electoratului, dar i-au făcut-o niște sociologi. Și el cam ia de la PSD, mai puțin de la PNL și cu atât mai puțin de la USR. Da. Credeți că apelul pe care a fost făcut inclusiv de domnul Bolojan și anume candidații de dreapta, să spunem, sau de centru-dreapta, să în al 12-lea ceas unii dintre ei să renunțe și să rămână un singur candidat astfel încât să aibă șanse reale de a intra într-unul al doilea? Pentru că pe partea dreaptă vedem o fărâmițare a voturilor cu mai mulți candidați. De partea cealaltă, domnul Ciolacu fluieră aproape singur pe bătătură. Dreapta nu e dreapta. Dreapta e dreapta conservatoare, PNL. Da. Dreapta mai mult Renew, dacă vreți. USR, da? O dreaptă progresistă. Da? Și mai există niște bucăți de dreapta mai puțin definite, gen PMP, gen Forța Dreptei, că i-a spus Forța Dreptei, dar n-am auzit un program, numai să stăm în cap, alt program n-am auzit la domnilor. Dar în fine, hai să spunem că nu sunt voturi socialiste sau social-democrate sau suveraniste. Ei, și atunci, aceste partide trebuie să tragă prea acum și trebuie să facă un scor care să adune 50%. Asta ar fi ideal. Dacă nu, să vor face alte socoteli, matematica va guverna numirea. Corect. Și asta nu e bine. Mă uit ce e în Bulgaria, cu votul fragmentat, că de ani de zile nu reușesc să aibă un guvern stabil. Mă uit în țări democratice, cum e Austria și altele, cum au picat guverne, sau mă uit în Franța, mă uit în Italia, ce potpuriu, coadă de pe un, adică culori diferite. Da. Și nu e bine. Într-adevăr, lumea are opțiuni diferite, dar parcă prea mult s-au învățat să-și facă partide. Prea multe structuri fac partide. Și partidele alea dispar. Cum a dispărut Partidul Becali, Partidul Dan Diaconescu și multe altele. Da. Revenind puțin la parlamentare, cât de important este pentru cel care este dispus de ziua națională să treacă și pe la secția de vot, cât de important este să se uite la numele de pe listă? Pentru că, ok, PNL este un partid la fel de mare ca și PSD, să zicem, cu o structură în administrație destul de puternică. De ce ar trebui în Prahova, da, votanții să se uite și la cei care se află pe listă înainte de a pune ștampila? Eu acum pot să vorbesc în numele meu pentru că cam așa ar trebui să vorbesc că fiecare candidat de pe o listă. Lista cumva te transformă într-o echipă, te transformă în ceva mai puțin palpabil decât cum era înainte votul pe colegii uninominal. Dar eu am o părere care le-am spus-o multor alegători și au zis, dom'le, cred că ai dreptate, marea majoritate. Dacă cunoști un om de pe o listă și dacă partidul ăla nu ți-e profund disgracios, că poate văd un om ok pe lista unui partid care promovează niște idei care mie îmi sunt străine sau cu care sunt în opoziție totală. Evident, o să spun, fratele meu, te iubesc, te ador, dar te-ai dus într-un partid care mie nu spune nimic. În ideea în care partidul ți-e favorabil sau ești indiferent, alegi omul care îl cunoști sau în care ai încredere. Și cum poți să ai încredere? Odată îi cunoști cariera, știi ce a făcut. Îl cunoști personal. Îți place ce spune în spațiu public. Ai încredere pentru că sunt alți oameni care au încredere și care ți-au spus lucrul ăsta. Și atunci, ideea, domnule, ești pe listă, dar ești și cu ăla și nu-mi place. Păi, mă, partidul îți place, da, de mine îți place, da. Încă o dată, poate și alții îi spun, bă, te votez pe tine Popescu, dar nu votez pe Georgescu. Cumva, dacă ai încredere într-un om, omul ăla va face ceva. Dacă are și un background. Dacă trecutul lui spune lucrul ăsta. Că dacă e un om care apare din neant și care îți promite mare acusare, eu aș sta și m-aș gândi. Și atunci, sfatul meu pentru alegător, fără să spun votați-mă pe mine, este următorul. Dom'le, alegeți lista acelui partid care vă este favorabil ideilor dumneavoastră și care are pe listă un om reprezentativ în care aveți încredere și care știți că nu o să facă ce au făcut alți politicieni de Mucava și care ne-au dus în dacă vreți, în nu știu cum să-i zic, e un paradox. Vrem o schimbare, dar cei care vin spălați și uscați nu sunt noi, sunt refurbișați, sunt reșapați. Foarte puțin politicieni noi sunt. Dacă ne aducem aminte și domnul Simion, era la masă cu Partidul România Unită. Da. Nu e nou. Domnul Călin Georgescu a fost la AUR. Doamna Șoșoacă a fost la AUR și înainte a fost și în alte partide. Dar așa s-au branduit ca politicieni noi. Domnul Joana, nu mai zic, a fost în...
Nu știu, doamna Lasconi, cred că dânsa a fost de la început în USR și probabil acolo va rămâne, nu știu, după alegerile prezidențiale ce va face. N-ar fi mai simplu, ne apropiem de finalul emisiunii, n-ar fi mai simplu pentru dumneavoastră să începeți să ieșiți pe stradă, să spuneți, nu știu, mergeți în Mitic Apostol, de mâine vă asfaltez, mergeți în nu știu ce alt cartier unde nu există canalizare, de mâine o să vină buldozerele, vorbesc eu cu polițianul, da, și o să vă bage canalizare. Nu știu, vom face grădinițe, vom face școli. Da. Adică n-ar fi mai simplu așa pentru dumneavoastră? Eu sunt de acord cu dumneavoastră că poate la unii prinde. Unu, ploieștenii poate sunt dezamăgiți de politicieni și după mandatul unui anumit primar, să-l ajute Dumnezeu acolo unde e, dar eu cred totuși că nu stâmpiți. Și nimeni nu poate să vină să spună că asfaltează și el candidează la Parlament sau că sun eu pe polițian. Eu nu aș putea să fac chestia asta cu orice risc. Adică m-aș deprofesionaliza și deveni și eu un caragios. Și nici alți candidați. Unii fac. Și eu mă îndoiesc că o să prindă. Eu cred că oamenii trebuie să aibă foarte multă răbdare cu noi, cu politicienii și noi cu dânși. Și lucrul ăsta, oricât m-aș strădui, nu se face peste noapte. Deci probabil că alegerile astea vor purta în Prahova și în Ploiești mai ales această tară a unor neîmpliniri, a unor nerealizări ale politicienilor locali. Și poate și impactul unor fake news-uri de la național. În presa locală lucrurile cu rare excepție au fost reflectate corect și chiar critic, ceea ce nu e rău. Pentru că dacă nu te trage presa de mânecă, tu ca politician poți să o iei așa, să te crezi foarte deștept, Napoleon sau mai știu eu cine. Dar eu asta e singura soluție. Să încercăm și încerc acum toți oamenii în teren să discute prin cunoștințe, prin vecinii de apartament, de bloc, de cartier, să ne prezinte pe noi candidații și noi când putem suntem acolo și încercăm să fim atât de cinstiți cât își doresc ei. Adică să spunem adevărul, chiar dacă adevărul poate nu ne aduce rapid voturile alea așteptate. Dar altă soluție nu avem. Altfel ne ducem în alte direcții. Ultima întrebare. Bogdan Nica, după ce va ieși deputat, în cazul în care evident scorul partidului va face posibil acest lucru, va rămâne măcar din punct de vedere al audiențelor, al cabinetului parlamentar care oricum trebuie să funcționeze în teritoriu, va rămâne la Ploiești sau își va schimba numărul de telefon și îl vom vedea, eu știu, în rarele apariții televizate în plenul Parlamentului, rupând orice legătură cu Ploieștiul? Eu cred că și atunci când am ocupat diverse funcții în guvern, când am fost invitat de presa locală, am fost aici, inclusiv la dumneavoastră. Și eu nu mă mut din Ploiești, că n-am de ce să mă mut. Și nu cred că cine mă cunoaște... Da, am schimb telefonul, dacă e telefonul spitalului, că e telefon de serviciu. Dar telefonul meu va fi afișat pe pagina mea de Facebook, cum e și acum. Bun. Uitați, cât am vorbit noi, am primit vreo. Să știți că și acum mă sună diversi oameni ca să mă întrebe cu spitalul. Pentru că tot promovând ceea ce am construit în 4 ani, unii nu știu. Și atunci mă întreabă, dom'le, dar se poate face și RMN, se poate face CT, la laborator chiar e gratuit. Deci sunt oameni care nu cred. Păi, gândiți-vă, un accelerator de particule de vreo 10 ani tot taie unii panglica, dar vreți să vă spun ceva, nici azi nu merge. Da. În timp ce am făcut ceea ce am construit eu, funcționează. Domnule Nica, vă mulțumesc pentru participare și vă doresc succes. Numai bine. Cu dumneavoastră mă revăd mâine, până atunci toate cele bune.